Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și ați auzit de frumoșii actori Ashton Kutcher și Mila Kunis. Normal. Foarte drăguți. Aflăm lucruri noi despre ei și despre copiilor. Sunt căsătoriți de ceva timp. Ei au explicat că nu-și spală copiii în fiecare zi. Okay. Și au sugerat părinților să îi spele doar când văd murdărie pe ei. Că altfel se uzează pielea. Deci... Am mai auzit teoria asta, să știi. Da. Mila a spus, da. Mila a spus că ea aplică exemplul ei personal, din copilărie. Okay. Că așa a făcut ea. De zice, nu aveam apă fierbinte, așa că oricum n-am făcut mult duș, a spus Kunis. Când am avut copii, nu i-am spălat în fiecare zi. Și Kutcher a adăugat, dacă vedeți murdărie, păi spălați, în caz contrar, nu are rost. Și cred că te poți baza la un moment dat și pe miros. Adică dacă cumva se camuflează, da, știi? Poți să încerci când trec pe lângă tine, măi, ia vino să-ți fac un duș. Dar nu prea mult. Categoric, lumea în care trăim e complet razna și oamenii fac apel la tot felul de teorii de-astea, plecând de la viața omului primitiv, știi? Da. Care mânca, de exemplu, carne când prindea... Mamut. Știi? Da, odată la două luni. Dacă atunci, pica mamut, mânca. Știi? Și toate se duc acolo. Dom'le, noi oamenii n-am fost construiți în felul ăsta. Adică organismul nostru nu e obișnuit să mănânce carne zilnic. Nu e ok. Aha. La fel și asta. Omul preistoric se spăla când ploua. Practic, sau când se scălda. Sau niciodată. Sau poate niciodată. Și atunci ar fi bine ca nici noi să nu abuzăm de apă și să spun că pielea noastră nu e genetic construită să fie spălată zilnic. Da. Deci adică asta... am auzit teoria asta. Bine, nu dusă la extrem ca la ăștia care zic că doar când e copilul răpănos. Ca ce a spus că el și-a spălat toată viața zilnic, numai subțiorile și picioarele și nimic altceva. Ceea ce mă duc. Mă rog, da. Cred că mai... Și acum spune, îmi dau cu apă pe față după un antrenament. Deci după ce vine de la sală, zice, îmi dau cu apă pe față după un antrenament, doar pentru a îndepărta sărurile, doar atât. A spus el. E și asta un fel de a păstra distanța socială. Cred că vrea să stai la ăștia în casă. Niciodată. Că sunt toți. Niciodată sub nicio formă. Dar să știi că... Bun, acum nici eu nu aveam apă caldă în fiecare zi în comunism. Eu n-am avut apă caldă până recent, adică asta vara am experimentat asta cu spălatul la 2-3 zile al copiilor. Știi? Și? Și tot așa, îi spălam pe lăbuțe când veneau, știi? Dar face economie. Nu se putea că nu era apă caldă și nu stăteam. Dar asta îi face economie la săpună. Eu am făcut economie la săpun. Acum mi-aduc aminte. În prima mea tabără din viața mea, și slavă celui nici nu au fost prea multe, la Dâmbu Mori, eram în clasa a doua. Uh-huh. Cred că astăzi, dacă s-ar organiza o tabără pentru copii de clasa a doua, cum a fost tabăra de la Dâmbu Mori din anul 1978, cred că i-ar aresta organizatorii aia. Deci a fost o mizerie îngrozitoare. Era ceva inimaginabil ce era acolo. Bun, și am plecat, mi-au dat pachetel, mi-au zis să scriu scrisoare în fiecare zi și așa mai departe. Și eu știam că trebuie să fiu economicos. Așa era din familie, să facem economii, să nu risipim nimic. M-am întors cu săpunul neatins. În principiu că să nu consum săpunul, că nu prea se găsea săpun bun. Am pățit și eu același lucru în prima mea tabără la Cheia, tot înainte de Revoluție, și tot așa ar fi putut fi arestați în ziua de azi organizatorii. Mi-era atât de silă de cum arătau dușurile alea. Erau dușuri de alea ruginite și erau băi de alea comune, știi? Da. Cu duș lângă duș. Eu nu mai văzusem până atunci așa ceva. Da. Și mi-a fost silă să intru acolo, astfel încât mi-a povestit mama că m-am întors după o săptămână. A zis că m-a ținut la muiat în cadă 2 ore. Te-a simțit de departe? Băi, că eu am jucat fotbal, m-am noroit, îți dai seama, știi? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.